În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că-ți vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, slavă Lui. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfățișat în scutețe și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și cine a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce le se spuse despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum i se spusese. Amin. Luați loc. Dragi frați și surori, dragi copii, vă rog să vă uitați la mine și să fiți foarte atenți. Singurul lucru în această seară ce mai stă între voi și aceste cadouri este să mă ascultați și pe mine. Atunci când voi ați cântat, atunci când voi ați lăudat pe Domnul, eu am fost foarte cu minte. Eu am stat și am uitat la voi, am slăvit pe Domnul. Acum este rândul vostru. Dar vă promit că nu vorbesc mai mult de 15 minute, 20 de minute. Asta e bucuria mare. Dar aș vrea să vorbim în această seară nu de Crăciunul care îl facem noi. Nu de ceea ce vedem la Weihnachtsfeiere, de stomac plin, de un ficat epuizat, de o masă bogată, de cadouri, de Gucci ai neprimite de la șefi. Nici de brad, nici de stele, nici de iesle, nici de magi, nici de îngeri, ci vreau în această seară să vorbim de Iisus Hristos, care s-a născut. Și acea naștere a Lui a fost doar o trecere pe acest pământ, pentru că scopul Lui n-a fost să se nască, ci a fost să moară pentru noi. Acea naștere în iesle a fost doar încă un punct în care trebuia să treacă. Și dacă tot am spus de stele, mi-aduc aminte, primul american care a fost pe lună, Neil Armstrong, așa s-a mândrit președintele cu el când a spus în acele ziare acel mare titlu, un pas mic pentru mine, dar un pas mare pentru omenire, s-a lăudat președintele și a spus, uite că în sfârșit, ce fenomen mondial, omul a pus piciorul pe lună. La câteva luni, pastorul Billy Graham, când predica pe un stadion, s-a uitat la cameră și a spus, domnul președinte, trebuie să te corectez. Cel mai mare eveniment acestei lumi n-a fost când omul a pășit pe lună, ci când Fiul lui Dumnezeu a pășit pe pământ. Slăvit să fie numele Lui. Nu când noi, ca muritori, pășim în înalt, ci în El ca Dumnezeu a părăsit slava cerească, îngerii, închinarea care ți-a fost dată Lui și a venit deja pe pământ să fie ca noi, ca om. Și în această seară aș vrea să vorbim de ce trebuia să vină El în lumea aceasta. De ce s-a născut Iisus Hristos? Aș vrea ca după acest timp de 20 de minute să putem răspunde la aceste întrebări. Iisus Hristos a venit ca să împlinească profețiile și vreau să citesc doar câteva versete ca să fiu mai rapid. Geneza 3:15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Luca 24:44. Apoi le-a zis, iată că vă spuneam încă când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Evrei 10:7. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El s-a născut ca să împlinească profețiile, să se împlinească ce le-a scris despre El. De aceea, în primul rând, a venit în lumea aceasta. Hai să ducem mai departe. El a venit în lumea aceasta ca oamenii păcătoși să poată să stea în prezența lui Dumnezeu fără să fie nimiciți. Știm că nimeni nu le-a văzut vreodată pe Dumnezeu.
Nimeni nu i-a văzut fața lui. Vedem în Vechiul Testament și în Noul Testament această natură a lui Dumnezeu combinată cu natura omului. Întruparea lui miraculoasă, nu? Un tată Dumnezeu și o mamă umană. El prin natura sa era prin Duhul legat de Tatăl și prin trup legat de noi oamenii. El prin această naștere fenomenală a creat între noi și Dumnezeu un pod. Un pod peste toate păcatele omenirii. În Ioan 12:47 spune așa: Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Iisus Hristos a venit ca mijlocitor pentru lumea aceasta. Știm din Vechiul Testament că atunci când marele preot intra în templu, el era singurul care avea voie să intre în Sfânta Sfintelor. După un ritual de curățire, după un ritual de pregătire, Sfânta Sfintelor, adică fiind prezența lui Dumnezeu. Astăzi, pentru că l-avem pe Iisus Hristos, pentru că El s-a născut, că a murit și a creat acest pod între noi și Dumnezeu, noi astăzi cu toții avem harul să intrăm direct la Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, în prezența Lui. Nu mai trebuie să mijlocească nimeni pentru noi. Putem noi direct să venim la Dumnezeu. Un alt punct pentru de ce a venit Iisus Hristos în această lume este că El a venit să ne dea iertare divină. În Ioan 1:29 spune așa: A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știm însă din Vechiul Testament, iertarea păcatelor necesita sânge. Și în Fapte 10:43 spune așa: Toți proroșii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor, slăvit să fie numele Lui. Matei 26:28: Căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Desigur, ca păcatele tale să fie iertate, trebuie mai întâi să primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta și inima ta. El a murit pentru cei care l-au pe El ca Domn și Mântuitor. A murit pentru toți. A venit pentru toți. Pentru întreaga lume, de atunci și până astăzi. Următorul punct este că El s-a mai născut și a trecut prin Iesle. El s-a născut, a murit și a înviat ca să ne răscumpere din mâna vrăjmașului. Avem scris în Scriptură și spune așa: Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dumnezeu, Iisus, parte din Dumnezeu, partea cea dumnezeiască din Iisus, nu putea să moară. Era Dumnezeu. Era din veșnicie lângă Tatăl. El nu avea cum să moară. Singura lui șansă ca să fie răstignit, crucificat, bătut cuile mânului, a fost ca să se îmbrace în trupul acesta uman. Acesta haina slăbiciunii omenești, acest piele, aceste oase. El a lăsat slava cerească și la cina Domnului, în Evrei 9:22, spune așa: Și fără vărsare de sânge nu este iertare. De ce? Pentru că și atunci era această lege: plata păcatului era moartea. Fără un trup uman nu se putea face această moarte. Fără un trup uman nu se putea face această vărsare de sânge pentru păcatele noastre. În Evrei 2:9 spune așa: Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit, pentru că prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea nu doar pentru mine, nu doar pentru noi pocăiții, ci pentru toți oamenii. Slăvit să fie numele Lui. Înțelegem asta pentru că atunci când s-a întrupat Hristos, atunci când a murit El, El a murit în locul meu. El a făcut-o în locul tău. Aș vrea să realizăm asta. Asta este esenția Evangheliei creștine. Deci normal, eu pentru păcatele mele trebuie să mor. Eu pentru ceea ce fac în fiecare zi și nu-i de cinste lui Dumnezeu, eu trebuie să mor.
Ei nu avem șansă la viață. Însă această jertfă, în loc să mor eu, a spus, iată, eu te iubesc, Petrică te iubesc, Adi te iubesc, Ovidiu te iubesc. N-am să te las să mor în păcatele tale, dar am să trimit pe fiul meu, pe singurul meu fiu, ca în locul tău să moară el. Iar tu, prin credință în el, nu doar să ai iertarea păcatelor, ci să ai viață veșnică. Acesta a fost Iisus Hristos, acesta este și această invitație pentru viața veșnică este valabilă pentru oricare dintre noi care accepte să-L urmeze, slăvit să fie numele Lui. Vedem în Sfânta Scriptură din Vechiul Testament și știm foarte bine atunci când se vorbește de cel din tâi Adam. Adică cel din tâi Adam era acel Adam care, acel prim om care a fost creat de Dumnezeu în grădină. Și vedem din Scriptură că acel prim Adam a falimentat total în înaintea lui Dumnezeu. Și odată cu Adam, cu cei primi oameni, a intrat păcatul în această lume. Toți oamenii care se nasc de la Adam încoace sunt născuți în păcat. Sunt născuți în păcatul adamic pentru că sunt născuți pe acest pământ. Și oricine dintre noi se jerfea, orice om se jerfea pentru lumea aceasta ca să fie un mare erou, să fie un martir, acea jertfă era degeaba. Pentru că noi toți suntem o jertfă cu cusur. Noi toți eram păcătoși, noi ne-am născut într-o pământ păcătos, într-o prejurare păcătoasă. Dar se spune că a venit cel de-al doilea Adam. Cel ce a făcut un nou început, Iisus Hristos. Și această naștere a avut loc, această întrupare a avut loc, nu din om, din bărbat, din seminția lui Adam, ci din Dumnezeu, din curăție, din sfințenie. Fecioara a rămas însărcinată din Duhul Sfânt, de sfințenie curată. Nimic din această lume, nimic de acest păcătos. De aceea, El a fost cel mai potrivit ca să se nască, ca să moară, ca să ne ierte și să-și facă lucrarea până la capăt. Spune în Roman 5, 17, 18, dacă deci prin greșeala unui singur om, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în total plinătate harul și darul neprihănit vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit osânda care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care de viață în Iisus Hristos. Amin. El s-a născut ca să fie un model de viață pentru noi ca oameni. A trebuit Fiul lui Dumnezeu să se nască ca să ne învețe pe noi oamenii cum să trăim ca fii de Dumnezei. Vreau să-ți reamintesc în această seară că nu ești oricine. Statutul tău în lumea aceasta nu este oricine, a oricui, a nimănui, a nu știu care. Tu ești fiul de Dumnezeu la poziția înaltă. Spune-ți ție în această seară, eu nu sunt a nimănui. Eu nu sunt singur, eu sunt fiul de Dumnezeu și pentru mine s-a plătit un preț scump. Sânge sfânt, nevinovat, a curs ca eu să am acest titlu de copil al lui Dumnezeu. El s-a făcut om ca să ne învețe pe noi oameni cum să fim oameni. Eu m-am întrebat de multe ori, dacă Iisus nu venea pe acest pământ, dacă Iisus nu se întrupa, eu când stau înaintea lui Dumnezeu, oare nu puteam să spun, Doamne, ei bine, Tu mă judeci că am fost ispitit, Tu mă judeci că am avut greșeli, Tu mă judeci că am făcut asta și asta și asta, dar arată-mi Tu mie un om pe acest pământ care n-a fost așa. Puteam face asta? Aveam dreptate? Când stăteam la judecată cu Dumnezeu, Doamne, pe pământul acesta n-a fost nici unul care să biruiască, ca să pot să spună, ok, am biruit. El a venit în această lume ca să ne învețe pe noi astăzi pe cei care vor veni după noi și cei care au fost înaintea noastră, că se poate trăi pe acest pământ frumos, curat, în dragoste, în pace, biruind lumea. Știți cum a biruit Hristos lumea? Nu cu sabia, nu cu pumnul, nu cu vorbe răutăcioase, ci cu dragoste, cu iubire, cu răbdarea până la capăt. Dumnezeu să ne ajute pe toți
să fim cu adevărat copii ai Dumnezeu, fii ai lui Iisus Hristos. În Ioan 2:6 spune așa: cine zice că rămân în el, trebuie ce să facă? Să trăiască și el cum a trăit Iisus Hristos, și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Iisus Hristos a mai venit în lumea aceasta pentru ca el să fie descoperit omenirii, pentru ca Dumnezeu să fie descoperit prin el, pentru ca Trinitatea și toată gloria cerească să fie descoperită prin el. Știm din Vechiul Testament că toată învățătura dumnezească prin Duhul Sfânt o vedem prin minunile care s-au întâmplat. Atunci a fost legea lui Moise, Scriptura, legile. Vedem însă în Noul Testament că toate aceste legi au fost ținute, împlinite și arătate prin persoana Domnului Iisus Hristos, prin întruparea Lui. În El a fost găsită toată legea, în El a fost găsită tot acest comportament despre care spuneau oamenii, despre care puteam spune eu astăzi: nu poate face nimeni așa. Și ultimul punct în care mă apropii de încheiere și de promisiunea care am făcut-o: Iisus a venit ca să ne ofere viața veșnică. Ce vrei mai mult ca dar? Ce vrei mai mult ca cadou? Ca 50 de săptămâni păcatele să-ți fi fost iertate. Și nu numai atât, să ai viață veșnică. Să știi că atunci, într-o zi, când vei închide ochii, nu vei avea un necunoscut, nu știi ce se întâmplă. Vorbesc cu mulți oameni: ce faci? O vin la mine martorul Iehova. Tu știi unde pleci după ce mori? Le-am spus: eu știu foarte bine unde mă duc, a rămas speriați. Noi întrebăm pe foarte mulți, nimeni nu știe unde pleacă. Ba pleacă într-un loc, ba se transformă într-un animal, ba nu știu ce. Fraților, noi știm unde plecăm după ce murim. Noi știm că dacă suntem copii al lui Dumnezeu, atunci când ne închidem ochii, Iisus Hristos ne întinde mâna și spune: vino aici, tu ești al meu, ți-am pregătit un loc de atâta vreme, tu ai trăit pentru mine, ești al meu. Și asta vreau să spun de sărbători astăzi, că tu ești al lui Iisus Hristos. El s-a născut și a murit pentru tine, pentru că te iubește, pentru că îi pasă de tine, pentru că vede cum te rătăcești în lumea aceasta, dar nu te vrea rătăcit, ci te vrea câștigat pentru veșnicie. Și ce este interesant? Că acest transfer de viață veșnică nu se face din sânge. Adică nu înseamnă că mama și tata sunt creștini, cumva s-au transferat și în genele mele și automat sunt creștini, nu. Acest transfer nu se face nici din voia firii mele. Adică eu nu pot face nimic înaintea lui Dumnezeu. Să fac doar fapte bune, să fac doar lucruri frumoase. Păi asta ar însemna că toți milionarii care dau zeci de milioane și miliarde în toate caritățile, păi el voi avea cele mai mari locuri în părțile lui Dumnezeu, nu? Dar Sfânta Scriptură ne arată că nu faptele noastre, nu noi, nu suntem noi grozavi și am putea face ceva să atragem lui atenția. Dar știți ce face pe el să privească la noi? Atunci când îți plângi genunchii, atunci când îți plângi păcatul și spui: tată, eu nu sunt nimic fără tine. Atunci când îți plângi genunchii și spui: Doamne, eu vreau să fac voia ta. Doamne, aș putea face în lumea aceasta așa de multe lucruri, dar eu aleg să fac voia ta. Și asta îl mândrește pe Dumnezeu și cu asta se laudă el. Slăvit să fie numele lui. În Ioan 5:11-13 spune așa: și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Știți că trupul acel de slavă al lui Iisus Hristos a fost schimbat pe pământ? Așa mult mi-a plăcut când m-am gândit la aceste lucruri. Am spus: Doamne, Tu ai venit din cer pe acest pământ și ai crescut și te-ai născut și aveai un trup de slavă, adică fără boală, fără suferință, fără stres, fără nervi, fără cancer, un trup de slavă. Și ai venit să fii răstignit, să ți se bate cuie în palme, să fii scuipat în față, să ți se pună coroană de spini care să-ți facă să sângereze toată viața. Ai fost biciuit
o tortură groasnică. Și atunci când a murit și a înviat și a plecat la cer, știți ce mai are Iisus Hristos acum în cer? Semnele cuilor în mânuri și în picioare. Știți ce m-am gândit? De ce Iisus Hristos n-a făcut să dispară? Dar nu putea Iisus Hristos în trupul lui de slavă și ca Dumnezeu să spună să crească înapoi carne și oase, să se facă înapoi, să fie înapoi un trup fără nicio cusur, fără nicio pată, fără aceste semne, fără aceste găuri. Dar așa cum am făcut noi un legământ cu soțiile noastre, așa Iisus Hristos a făcut un legământ cu noi. Și ori de câte ori când întinde mâna către tată, tată, știu că tu vrei să-l nimicești ca păcătuit, dar uite-te, vezi semnul ăsta? Ăsta e semnul meu de legământ cu ei. Lasă-l la mine. Eu mă ocup de el. El îl restaurez înapoi. El îl aduc înapoi în biserică. Eu îl pregătesc. De ce? Uite aici semnul. Este al meu. Este mare Domnul nostru Iisus Hristos. Este bun? Merită să urmăm pe acest Iisus Hristos. Aș vrea să mă opresc aici, să închei cu aceste cuvinte frumoase de Ioan 14:19. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Nu că trăiți acum, ci veți trăi. Crede în Iisus Hristos, dragul meu. Și moartea pentru tine va fi doar un pas înspre viață alături de Iisus Hristos. Nu o frică, nu o teamă. Dumnezeu să te binecuvânteze în această seară și să ne aducem cu toți aminte că Iisus Hristos a trecut pe aici. El nu mai este un prunc. Iisus Hristos nu mai este în scutece. Nu mai este un bebeluș undeva care plânge și mănâncă. Nu mai este un copil care se plânge pe aici pentru rânduri. Nu mai este. Nu mai este nici în mormânt glorie Lui. Nu mai este nici pe cruce, că nu L-au ținut cu ele. Nu este acolo. Este în împărăția Lui Dumnezeu și ne așteaptă de așa multă vreme ca să sune cel trâmbiță, ca să vină după noi să ne ia la El. Și noi astăzi suntem aici să ne aducem aminte ce a făcut El pentru noi în vremea aceasta. Noi asta sărbătorim. Și ce este trist? Că vrăjmașul vine așa ieftin la noi. Așa ușor vrea să schimbe aceste... O sărbătoare a familiei. Strângeți familia la tine acasă, mănâncă bine, stai la vorbă. Și așa nu vă întâlniți tot anul. Acum de Crăciun, haideți toți la oaltă. Vorbiți despre toate planurile voastre, ce aveți de făcut. Dar numai nu vă amintiți de Dumnezeu. Acum mai nou vin și iepurașii de Crăciun. Mai trece și Nicolae, mai trece și Bradu, mai trece și toate. Toate ne arată lumea ca să nu ne uităm acolo și să ne uităm la lume. Iisus Hristos a venit în lumea aceasta nu ca să ne placă lumea, ci ca să ne ajute pe noi să ne placă cerul. Haideți în această preajma sărbătorilor să ne placă mai mult cerul și nu lumea. Și oriunde plecați în familie, oriunde vă strângeți, amintiți-vă unui altora că Iisus Hristos a venit și pentru tine și pentru mine. Și prin asta îl glorificăm pe El, slăvit să fie numele Domnului. Aș dori să pregătim o cântare. Nu știu unde-s cântăreții. Aș dori să pregătim o colindă cu toții. Și în timpul acestei colinde aș dori cumva ca educatorii să se pregătească să vină aici în față, pentru că vor primi copii cadouri. Vreau să vă spun că ați fost foarte cuminți. Vreau să vă spun că meritați aceste cadouri și vreau să spun că nu numai voi care ați cântat în față primiți cadouri, ci fiecare copil din sală primește un cadou. Dacă stau și mă uit aici în stânga mea, mi-am adus acum aminte și am spus că spun la sfârșit. Nu uitați să vă faceți și datoria față de biserică anul acesta. Știți de ce? Pentru că cheltuiala este mare. Mie mi se pare că cadourile și pungile sunt tot mai mari. Băiatul meu, Caleb, abia duce o pungă din asta. Nu știu ce se întâmplă, dar cadourile sunt tot mai grele. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și haideți să-L dăm pe Domnul cocolind, ridicați pe picioare, poate, surorile.